Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Astăzi îl avem în studioul TVR Moldova pe domnul Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal din Republica Moldova. Bună seara, domnule Ghimpu! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Domnule Ghimpu, astăzi se împlinește practic o lună atunci când la 23 septembrie Partidul Liberal a lansat campania în anul centenarului, semnează Declarația de Unire a Republicii Moldova cu țara mamă România și acesta va fi primul subiect pe care aș dori să-l discutăm împreună cu dumneavoastră, dar mai întâi de toate vă rog să urmărim un material realizat de colegii mei de la TVR Moldova. Lansarea campaniei semnează declarația PL de unire cu țara mamă România a avut loc în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet, unde a fost citită declarația de unire. Cetățenii Republicii Moldova solicită parlamentelor de la Chișinău și București, în virtutea dreptului istoric și a dreptului de neam, unirea Republicii Moldova cu țara mamă România. Potrivit președintelui Partidului Liberal, este vorba despre un document oficial care urmează a fi semnat până la 1 decembrie de toți cei care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România. Ar fi de dorit să avem cel puțin 100.000 semnături, dar eu cred că vor fi mai multe, că noi nu ne oprim la 1 decembrie când se încheie anul centenarului. Noi vom continua până vom face unirea. Toți cei prezenți la lansarea campaniei au semnat declarația în speranța că vor fi martorii reunirii. Sper foarte mult că izbânda va fi de acum și unirea se va împlini neapărat, că visăm la așa ceva, nu numai generația mea, dar și părinții și bunii mei au visat la așa zi. Să ne unim cu țara mamă România. Pentru asta ne-am semnat. Și ați mă semnez. Ați-i rog pe mulți alții, asemenea de la casă la casă care se semneze. Mă încearcă un sentiment foarte frumos, nobil, că am semnat pentru declarația de unire. A fost organizat și un marș automobilistic care a străbătut toate suburbiile Chișinăului. Semnăturile vor fi colectate în toate localitățile Republicii de la casă la casă până pe 1 decembrie 2018. Dacă va fi nevoie, campania va fi prelungită. Am revenit în studio. Domnule Ghimpu, am urmărit un material realizat de colegii noștri de la știri. Dacă ați putea să ne vorbiți dumneavoastră un pic mai multe despre esența acestei campanii și care au fost așteptările? În primul rând, dacă îmi permiteți să spun, iată această declarație care are și conținutul aici, a fost prezentat Parlamentului. Noi la început anul trecut, în decembrie, am înaintat un proiect de lege pentru a fi declarat anul 2008 și anul Unirii, dar Parlamentul a refuzat. Apoi noi am încercat să fie convocată o adunare festivă pe 27 martie, că aici s-a făcut unirea, iarăși Parlamentul a refuzat și mai târziu am înaintat și proiectul declarației de unire cu țara mamă România. Iarăși la fel am fost respinși de către majoritatea parlamentară. De aceea și am luat decizia ca semneze cetățenii, fiindcă noi cunoaștem că sunt foarte mulți cetățeni care își recunosc România ca țara mamă, care pledează pentru această unire și de ce să nu semneze ei atunci când puterea formată în stilul care îl cunoaștem cu toții a respins, ba mai mult că atât, chiar și speaker a fost la București și a vorbit acolo de ce doriți mai nu de unire. La etapa actuală lucru decurge normal, puțin după lansare a fost o perioadă, fiindcă toți suntem moldoveni, de la sat, toamna, știi, strânge roada. Acum, ultimele duminici, mai avem câteva filiale teritoriale unde trebuie să aibă loc conferința și odată cu conferința unde decide delegații la congres, pregătirea către congres, alegerea președinților din nou, fiindcă se alege pe 4 ani ca și președintele partidului, are loc și lansarea acestei acțiuni semnează declarația de unire cu țara mamă România. La moment nu pot să vă spun cât avem, ultima cifră pe care eu am avut-o a fost 11.000.
De aceea mă adresez către cetățeni să semneze la sediile Partidului Liberal. Noi avem sedii în toate filiale, cum spun la noi, în toate raioanele. Cu atât mai mult, această declarație este și online, pe pagina Partidului Liberal, Facebook-ul Pele, pagina mea și a multor colegi este această declarație unde cetățenii pot semna. Și avem mulți semnători și din Statele Unite Americii, din Canada, și din Italia, și din Germania, și din Irlanda, de peste tot lumea. Numai că este o procedură acolo ceva, Facebook-ul mai pune niște întrebări care lumea nu le cunoaște și mulți ne-au spus că nu le reușește să semneze. Dar eu sunt convins că noi vom continua și nu vom ne opri la 1 decembrie, fiindcă dacă era să ne pregătim pentru 1 decembrie, trebuie să lansăm în ianuarie. E clar că într-o lună, două luni de zile nu poți strânge sute de mii, plus că e toamna, roada, știi, strângerea roadei. Deci noi vom continua, indiferent, sunt alegeri parlamentare, până alegeri și după alegeri. Noi nu suntem un partid care a lăsat această idee legată de alegeri parlamentare, să facem PR. Inclusiv asta am vrut să vă întreb, pentru că de mult ar putea fi considerată ca a fi deja începutul unei campanii parlamentare pentru Partidul Liberal. Nu este adevărat. Noi tot timpul doar am promovat și am pledat pentru unire. Anul trecut, la 27 martie, noi am avut drumul Unirii, de unde au mers, pe drumul pe care au mers membrii Sfatului Țării de la actuala bibliotecă HDU, era acolo Cotel Londra, îmi pare că la clădirea unde s-a votat Sfatului Țării aici, conservatoriu sau universitate de muzică, noi tot timpul am avut acțiuni. Pur și simplu, cum să spun, noi n-am vrut să intrăm în... Cel mai important era 27 martie. Și noi am trecut, am făcut. Și pe 27 martie au înaintat tinerii unioniști, nu știu dacă e corect unioniști, că noi toți suntem unioniști, adică nu poți fi tineri, juniori, seniori. Au înaintat alții, să spunem așa, cere de a organiza adunarea centenarului. Și atunci noi n-am venit cu ideea, cu toate că suntem partid politic și, în primul rând, partidul reprezintă interesul cetățenilor după Constituție. Dar am mers și am sunut această idee și am participat cu vreo 4.000 de membri în Piața Mare de Naționale la adunarea centenarului. De aceea și s-a primit că acțiunea noastră a venit în septembrie, plus că a fost vara. Știți că iulie-august... Da. Este acțiunea dumneavoastră și campania respectivă susținută și de către alte mișcări unioniste și partide unioniste? Din păcate trebuie să spun că nu și aici tocmai și mă mir când atunci toți strig hai să ne unim. N-au sunut nici ce proiectul de lege care am cerut noi să fie numit anul Unirii. Dar ați solicitat expres acest lucru? Nu, dar nu solicită. Noi de ce am venit? Pe noi nu ne-a solicitat să venim la adunarea centenară la 27 martie. Dar noi am venit cu 4.000, fiindcă am înțeles că dacă nu vine pe Leu cu membrii lui, piața o să fie aproape goală. Când e vorba de cauză, de unire, nu trebuie să aștepți poftă, că nu e te invită să fii cu mătru, să fii cu lași la tine. Tu ți-ai cauza. Așa cum am procedat noi la 27 martie. Și nu ne-au sunut nici când am depus proiectul de lege și am cerut să fie numit anul centenarului, anul 2008, și nici când am propus nici declarația de unire, nici când am cerut să fie adunarea festivă, niciodată absolut. Și în genere vreau să spun că aici avem o problemă. Avem foarte mulți care spun că sunt unioniști, dar în genere n-au nicio acțiune în anul, nu mai vorbesc de anii precedenți. În anul centenarului. În anul centenarului, anul Unirii, 100 de ani de la Unirea Basarabiei, Bucovinii și Transilvaniei, formarea României Mari. Aici, dar la cine vă referiți anume? Dacă... Toți cei care strigă, hai să ne unim. Eu am pus pe pagina mea de Facebook, chiar am pus un material. Cei care strigați că trebuie să ne unim, spuneți-vă, vă rog, măcar o acțiune, dacă ați avut legată de unire, dacă sunteți neuniți și vreți să ne unim în lupta în alegeri parlamentare, dacă ați avut măcar o singură acțiune în anul centenarul. Niciunul n-a avut. Doar Peleu și aceștia, Tineretul Moldovei, împreună cu ODIP și cine a fost la 27 martie, au mai văzut și acum un marș. Dar eu vorbesc de partide acum, că e vorba de unirea partidelor. Sunt mulți care se declară unioniști, dar acțiuni, fapte nouă ne trebuie. Declarații noi am avut, ca și joi în ședința Parlamentului, unde vreau să ne bage pe gât integrarea europeană. Chipurile astea, gata, noi suntem
Cu siguranță o să revenim și la acest subiect, dar dumneavoastră ați menționat despre alianță în alegerile parlamentare. Intenționați totuși să creați o alianță între partidele care promovează unionismul în Republica Moldova? Dar nu sunt partide care promovează. Eu mai repet încă o dată. Partidii nu promovează. Ei numai se numesc unioniști. Ei n-au nicio acțiune. Încă o dată repet. Măcar o acțiune să arete în anul centenar. Nu mai vorbesc de anul precedent, alții. În anul centenar. Dacă ești unionist, tu nu puteai să treci până lângă anul centenar. Să n-ai măcar o acțiune. N-au niciună. Atunci, dar dacă lăsăm asta deoparte și vorbim despre alegerile parlamentare, acesta este un fapt care determină în continuare și parcursul care va urma înainte de alegeri? Mă scuzați, vă rog. În primul rând, faptele vorbesc de la sine, că eu pe mulți știu cum să mă unesc cu cei care au trădat partidul și au plecat. Dacă au plecat, de ce nu au făcut n-au organizat ei acțiuni? Noi avem două partide ieșite din Partidul Liberal. Și cum adică? Atunci au trădat, s-au dus? Cum acum? Cum pot să mergem noi? Alegătorii să mai creadă în noi, zic, Ghimpu, dar pui, de două ori te-ai trădat, cum te mai unești a treia oară? Oare chiar nu s-a fost de ajuns de două ori că ați fost trădați? Nu e atât de simplu. Și doi, noi avem o serie de unioniști, cum să spun, pe placul poliției, dacă este așa o expresie, da? Noi cunoaștem că Vlad Plahotniuc pregătește un bloc a unioniștilor împotriva Pele, o să vedem eroi, ghilimele care o să apară, când Plahotniuc e interesat să nu fie nici unionist în Parlament, nici pe Leu și nici alții. De aceea, lupta este acum pentru ca să scoată pe Leu pe arena politică. Așa cum a scos la guvernare, cum a scos Dorin Chirtoacă de la primărie. Asta e toată strategia lui Plahotniuc. De aceea, nu vreau să mă unesc cu cei care, chiar dacă îi acceptăm și vin în Parlament, și după aia ei se duc cu Plahotniuc, așa cum avem astăzi patru colegi care stau și votează și ce vrea Șor, și tot ce vrea și Plahotniuc și ceilalți. Domnule Ghimpu, dumneavoastră ați adus în discuție și subiectul părăsirii Alianței de Guvernare de către Partidul Liberal. Dacă ar putea să ne întoarcem în timp și să vorbim un pic despre acest subiect, care au fost motivele principale pentru care dumneavoastră ați părăsit Alianța și care a fost relația dumneavoastră cu domnul Plahotniuc și cu Partidul Liberal atunci când totuși ați decis să Partidul Democrat, mă scuzați, atunci când ați decis să intrați în Alianță. Pentru că acest lucru a fost interpretat diferit. Chiar mulțumesc de întrebare și haideți puțin să analizăm. Vedeți acum câte gălăgii în jur că vine Dodon, că trebuie să ne unim toți, să nu permitem să vină Dodon, să schimbi cursul european, să anuleze acordul de asociere, libera circulație. Vedeți cât sunt acum? S-a format și o asociație pro-europeană acolo, sunt foarte mulți care erau, nu mai știți, la Plahotniuc, prin diferite partide, dar în asociația asta toți împreună. Inclusiv și unii au fost la platformă care au pus Batista Pițâmbalu. Dar în 2016 era aceeași situație, poate mai gravă. Era aceeași situație. Maia Sandu nu avea partid. Nu era pasul. Era platformă cu un procent acolo de 14-15%. Restul aveau partidul prorus. Pe tine aveți câștige cu câștigaj în 2014. Dar și în acum același timp, dumneavoastră ați avut posibilitatea de a merge în opoziție. Nu, stați o clipă. Și era partidul nostru, al lor, adică și socialiștii. Și sondaj de atunci arătau că la putere vin partidele prorusă. Noi, liberalii, și eu, care sunt din 88 în această luptă, n-am venit cu mâna mea să aduc la putere partidele prorusă. De ce noi ne-am asumat această guvernare și cu Plahotniuc, care a devenit președinte, și cu 15 foști comuniști și, atenție fiți, vă rog, ei au mers pe programul nostru, Direcția Europeană, dar nu noi pe lor. Nu noi am mers pe programul comuniștilor sau lui PD-ul. Noi am mers și am guvernat în continuare pe acel program care a fost adoptat de PL, PLDM și PD. Și atunci eu consider că noi am luat o decizie corectă. Corect și am luat-o ca oameni de stat. Dacă era vorba să ne gândim la noi, să trecem în opoziție. Păi noi veneam că avem atunci și undeva 16%. După sistem proporțional, am fi avut 20 de mandate. Și eram în Parlament în opoziție. Și? Și ce? Ce era? Toată lumea avea strigă, Ghimpu, noi te-am votat, nu s-a dus socialiști la putere. Lumea acum, pur și simplu, a fost puțin dus în eroare, cu televiziuni, cu... Știți că la noi cetățenii mai puțin analizează și iau decizii din diferite surse, dar cred în vorbă și în zvonuri. Și în bârfii. Și de aceea, dar noi, eu repet încă o dată, ați treacă timpul
Și lumea o să conving și acei care, am o bună parte deja au înțeles, că noi am protagonist. Și acei care n-au înțeles, că noi pe leu atunci, numai să luăm de exemplu, libera circulație. Noi am salvat libera circulație. Eu doar am fost martor ocular, am discutat cu multă lume. Italia, pe unde am fost eu, când eram și președinte de interimar și președinte de partid, în deplasare ca deputat, eu țin minte foarte bine vorbele mamelor, care spuneau că eu nu mi-am văzut până la libera circulație în 2013, când a fost, 14. 2014. 2014, în aprilie, a fost în aprilie. 28 aprilie și acordul de asociere la 2 iulie. Și îmi spuneau, n-am văzut copilul, domnul Ghimpu, soțul și părinții 10, care spunea 15 ani. Și fiți atentă, doar abia una a trecut, dacă a fost în aprilie și în iulie, și asta în 2014. Și în iunie, iulie, noi am venit la guvernare împreună cu PLD-MEU. Și după arestarea lui Filat, PLD-MEU s-a retras. Apoi noi, cum am fi arătat și în fața cetățenilor și în fața Uniunii Europene, cei care ne-au oferit șansa din nou. Dar fiți atentă că acum PLD-MEU atunci a refuzat să rămână la guvernare. Dacă PLD-MEU rămâne la guvernare, PD-ul rămâne cu aceste 20 de mandate. Plăcaniu n-ar fi avut puterea de azi. Ar fi fost 30 ceva la 20 care are PD-ul. Atunci n-au vrut. Dar acum din 23, fracțiunea PLD-MEU a rămas doar cu 5. 18 ies cu Plăcaniu, cu PD-ul, cu guvernarea. Au migrat. Iată unii tragedie. Nu în PLD. Și încă un lucru vreau să spun important. Unii cred că timpul a adus Plăcaniu, că i-a dat puterea. Nu. Nu-i puterea în guvern și majoritatea parlamentară al Plăcaniu. Puterea Plăcaniu e în procuratură. Asta lumea trebuie să înțeleagă. Și asta nu i-a dat-o Ghimp și nici pe leu. O are din 2009. Nu mai vreau să spun cine i-a făcut schimb și cum i-a ajuns procuratura la Plăcaniu, la PD, că nu era atunci. Când s-a repartizat atunci, că așa era legislația. Nu era la PD. Și aici nu porni nicio vină și eu nici pe leu. Dar eu sunt convins, cu dată repet, nu erau alții. Dacă ne gândeam la noi și la mine, să rămân Mihai Ghimp, acela care am fost lider Front Popular și să mă laudă lumea, atunci veneam în Parlament și stăteam și spuneam, am bun. N-ați vrut când piața lumea striga alegeri anticipate. Jos Plăcăniu cu alegeri anticipate. Când ești în opoziție una, când ai o răspundere față cetățeni, indiferent de unde ești, la guvernare sau opoziție sau în Parlament, trebuie să ai decizii de om de stat. Și eu cred că noi am făcut acest lucru. Domnule Ghimpu, dumneavoastră vorbiți despre această decizie a unui om de stat. În același timp, dumneavoastră ați menționat despre faptul că nu ați dorit să vină la guvernare partidele pro-ruse. Și, practic, despre acest lucru se vorbește și în prezent despre sperietoarea partidelor pro-ruse, dar și influența pe care o are Federația Rusă în Republica Moldova. În același timp, observăm totuși că există foarte multă propagandă și pe intern, în interiorul țării. Mai mult, observăm că totuși pericolele de multe ori sunt asociate cu cele care sunt aici. Lipsa de reforme, lipsa de bună guvernare, reducerea democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Trebuie totuși să ne temem mai mult de acele pericole care vin din exterior sau de cele care se întâmplă aici la noi acasă? Haideți să punem punctele pe ei. Plăcaniu care sprijinul lui Dodon, a PSRM-ului. Poate mulți deputați și membri nu cunosc, dar tot ce aici faci Plăcaniu și faci Dodon este o decizie a lor împreună. Deci dumneavoastră admiteți că există o coaliție sigur, între ei. Indiscutabil. De ce și-a apărut binomul, nu? Această denumire, binom Plăcaniu-Dodon. Toată lumea vede, nu? Haideți să luăm. Din toți consilierii, din toți primarii, din toți deputații, au fost rupți și trecuți la PD. Și primari, și deputați, și membri mai cu valoare. De la PSRM n-a rupt niciunul. Iată o dovadă care cred că nu mai trebuie să dau altele. Doi. Dodonul e lui Vlad Plăcaniuc nu de acum. E lui din când l-a promovat președinte. Atunci trebuia lupul să fie președinte Republicii, ales de Parlament. Și prin așteptate a apărut decizia Curții Constituționale, să alegi de cetățeni. Și era clar că cetățenii vor alege pe Dodon. Și asta a fost dovadă că decizia PLD-ului din ianuarie a fost una corectă, fiindcă în toamnă a confirmat spusele noastre. Că dacă noi mergem la alegeri în spate, câștigă Dodon puterea. Și a luat-o, fiți atent, puterea președintelui care promulgă legi, semnează decrete cu numirea judecător, dar decide Consiliul Superior Magistraturii, legile de două ori poate, o dată numai poate de două ori e obligat să mergi și dă ordine și medalii de unul singur. Și acum vrea zic că
cel mai sărac stat din Europa, a luat 7 milioane de la Turcia și s-a făcut lui palat. Asta trebuie să fie, nu știu cum. Dar, mă rog, asta cetățenii trebuie să aprecieze. Așa că, este, dacă cineva credea că în atunci, în primăvara anului 2016, venea la putere, că era doar platforma și încă nu știi, alte partide nu mai erau, asta am mari greșești. Oricum venea PD-ul, PSRM-ul și ceilalți care sunt de stânga. De aceea, politica internă, cum să vă zic, aici este o problemă mult mai profundă. Vlad Plahaniuc a calculat totul. Doar el a fost cu comuniștii. Când am văzut comuniștii se duc la vale, a trecut cu noi. Fiind împreună AE1, AE2, că apropo, noi din 2016 PD-ul și Plahaniuc cu noi, dar din 2009, când lumea s-a bucurat că am format, în 2010, când eu n-am vrut să semnez din cauza repartizării organelor de drept, toată lumea striga, Ghempu, era meeting-ul la Teatru Opera și Balet. Și Val Butnaru striga și Bogatu și Săhărneanu, Ghempu, vrei să aduci la putere comuniștii. Și atunci însemna și am spus, doriți alianță, poftim alianță, dar dreptate nu o să aveți. Ridicați preț și o să vedeți că vorbele mele au rămas și acum în vigoare. Și atunci, văzând că prim-ministru, să nu-i dau numele de atunci, a început să încalce legea, a început niște contrabande, niște acțiuni ilegale și încet, încet, doar eu, om de afaceri, și orice om care face business, pricepe în economie și înțelege că Republica Moldova nu are economie și n-ai de unde ridica salariile, pensiile la oameni și locuri de muncă să le dai, fiindcă nu avem economie. Și totuși și atunci astăzi, s-a gândit și l-a promovat pe Dodon ca să-și facă o rezervă că după ce se compromite AE1, AE2 și toată guvernarea asta, el să-l aibă de acoliat pe Dodon. După comuniști, după AE1, AE2, să-l aibă pe Dodon. Acum eu mă gândesc, mi-a luat de-am să mai gândești cine să fie după Dodon. Unul pe dreapta caută, curățel, frumușel, care să arunce niște bani și o să-l trimată să formeze un partid, dacă nu chiar ai din blocul ăsta. O să vedem cum. Dar politica internă întotdeauna este cea mai importantă. Și aici, dacă îmi dați voie să spun câteva cuvinte. Cum poți vorbești de integrare europeană când avem o justiție selectivă și părtinitoare? Cum poți vorbești de integrare europeană când Constituția spune stat de drept și democratic, dar realitatea e cu totul altă viață? Și de ce și avem relațiile pe care le avem astăzi cu Uniunea Europeană? Adică sunt reci ca niciodată. Nici pe timpul guvernării comuniste n-am avut o astfel de relație pe care le avem cu anumit cu partenerii. Vedeți care e problema? A fost și ne-a vizitat pe noi Biden, vicepreședinte statului unde mergi, Merkel, mulți președinți, prim-ministri, ministri de externi. Și acum ne bucurăm cu venit Erdogan, a să vină Lukashenko. Vedeți unde se duce politica? Și asta e, cum să vă spun, totul este pregătit pentru a guverna cu Dodon. Asta e tot o pregătire, un fel de teren pregătit pentru PD-ul să facă o alianță cu PSRM-ul. Dar în același timp, dacă ne gândim la partidele proruse și la această trecere de a guverna împreună cu PSRM-ul, care este rolul Federației Ruse? Dorește domnul Plahotniuc să aibă o relație mai apropiată cu Federația Rusă? Și aici aș vrea să mai introduc un element, pentru că chiar ieri discutam despre progresele care se fac pe dosarul transnistrean și domnul Candu la un moment dat a menționat că aceste protocoale care au fost semnate la Viena nu ar fi putut fi semnate dacă nu avea să fie o înțelegere între domnul Gușan și domnul Plahotniuc. Deci observăm practic ca un om de afaceri acesta deja se implică și în politicile interne ale statului, procedând și acționând la fel ca un om de afaceri. Care este totuși rolul domnului Plahotniuc, dar și influența Federației Ruse mai departe în Republica Moldova? Sunt două lucruri. Este influența Federației Ruse asupra lui Dodon și este interesul lui Plahotniuc personal. Pentru Plahotniuc este important să nu pierdă puterea. Că dacă pierde puterea, trebuie să pupi ușa bisericii. Și doi, deja se vorbește de mult de federalizare. Cât am fost noi împreună la guvernare, aceste proiecte cu plăcuțele, cu diplomele, cu legile care din autonomia aceasta găgăuz-ierii, n-au fost votate, n-au trecut, că eu am spus să nu merge. Dacă ajustăm legislația noastră la statutul găgăuzirii, atunci trebuie și alor ajustată la noastră, că nu poate. Noi să îndeplinim ce ne-am dat noi prin lege, dar ei vreau să stau cu Lenin și cu Constituția, recunosc, vor și procuror, vor și curte de conturi și tot absolut. Inclusiv și aceste plăcuți și diplome. Doar în diploma care
a noștri, nu știu dacă au recunoscut, au plăcut să se reze. Deci acolo e ștampilă, acolo e ștampilă. Universitatea Șevcenco din Tiraspol, pămâr. Cum la noi este la fiecare instituție ștampilă Republica Moldova și acolo este pămâr. Ce facem noi? Indirect recunoaștem. Deci cât am fost noi, nu s-a permis lucrul ăsta. Aceștia 18 care îți veniți în frunt cu Leancă, 10 și ceilalți în majoritate parlamentară, ei nu văd lucrurile și nu văd, pentru că ei n-au voce, ei n-au drept să ridice voce acolo. Ei sunt niște roboți care trebuie numai să ridice mâna. Și sigur că aici, pentru Placaniuc, este foarte important să... Aici este și un motiv de ce am fost loviți în unioniștii. Ca să demonstreze și moscovii și celor din stânga Nisului că nu vă mai temeți de unioniști. Că toată problema era înainte. Dar cum să ne... să ne unim noi dacă la voi guvernați cu unioniștii, primar general e unionist, e pentru unire cu România. Și Placaniuc ne-a demonstrat. Vedeți? Nu niciunul. Dar asta e o naivitate. Fiindcă așa a încercat și Snegur cu casa noastră. Acum cum politica asta după crește Moldova pentru Moldova. Am avut noi această situație când Snegur a încercat cumva să rezolvă problema în Transnistrie, crezând că depinde de cei din stânga Nistrie. Și a pornit o politică cu limba moldovnească, cu națiunea moldovnească, casa noastră, așa țin minte acum. Și care e rezultatul? Moscova decide, nu decide Gușan sau Kravciuk sau cine acum acolo. Deci ei sunt niște, cum să spun, un om care crede că dacă i-a reușit în business, să reușească și în politică. Rușii nu sunt atât de proști de naivi. Ei au aparate serioase, specialiști buni și văd tot ce face Dodon aici, ce face Placaniuc, mișcările lor, ei realizează. Dar într-o oricare măsură le convine o astfel de politică, fiindcă ei vor federalizarea. Altă e problema că ce va fi scris în acest statut. Va fi scris stat federativ sau va fi doar un statut care va reglementa niște probleme fără să rămână cu statul unitar. Dar Rusia vrea federalizare. Federalizarea asta înseamnă a opri unirea. Pe aia într-o așa au creat la sud autonomia și Transnistria dincolo de Nistru. În primul rând pentru unire. Și vă amintesc că când era comuniști la guvernare, a venit Selezniu, președintele Dumii de stat a Federației Rusiei și a recunoscut în Parlamentul de la Chișinău. Că noi am format aceste două enclave și la sud și peste Nistru pentru a opri unirea cu România. Că atunci toată lumea era pentru, dacă chiar scanda unirii moldoveni, toată lumea era pentru unirii cu România. Numai că puterea și deputații erau majoritatea de altă părere. Domnule Ghimpu, de asemenea, dumneavoastră ați menționat și despre acea inițiativă a Partidului Democrat de a include în Constituție vectorul european al Republicii Moldova. Pe de o parte, observăm că ei vin cu astfel de inițiativă, promovând în continuare parcursul european de dezvoltare al Republicii Moldova. Pe de altă parte, dumneavoastră vorbiți despre această coaliție dintre Dodon și Plahotniuc și o eventuală coaliție după alegeri în cazul în care acestea vor putea forma majoritate, ceea ce înseamnă că Republica Moldova s-ar îndrepta mai mult spre est decât spre vest. Care sunt pericolele cele mai mari pe care le vedeți aici? De ce nu a votat PL-ul această inițiativă a PD-ului? Dumneavoastră v-ați referit un pic, dar aș vrea totuși să dezvoltați acest subiect pentru că au apărut mai multe păreri referitor la acest subiect și bineînțeles să ne spuneți care vedeți că ar fi soluția pe viitor pentru ca Republica Moldova totuși să păstreze acest parcurs european? Haideți să luăm așa pe puncte. Primul rând, diferența dintre actul guvernării și inițiativa asta lor de integrare europeană. Justiție nu-i, business controlat, monopolizat, primari cu dosare penale puși în genunchi, treacă de la 200, PD-ul are 600, deputați de la 20 are 54-57 ori și mai mulți, și multe altele. Dosare penale, oamenilor de afaceri, policienilor care nu vor să pună în genunchi la dânsul. Adică viața pe care o trăim nu are nimic comun cu aceste valori care vorbesc ei. Dar cel mai important, că nu valori, ei nu vorbesc de integrarea Uniunii Europeană. Nu? Ei vorbesc doar de o sintagmă, integrarea europeană, ceea ce nu înseamnă nimic. Asta este, cum ar spune eu, că merg la nord. Dar nu spun unde. Parcursul de la nord, de la nord este și Bălțu, și Briceniu, și Soroca, și Dondușeniu. Corect era, dacă ei ar fi propus integrarea în Uniunea Europeană, atunci era altă discuție. Iată articolul Constituției României,
titlul 6, integrarea euroatlantică, 148, integrarea Uniunii Europeană, și 2, articolul 149, aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord. Ia ca asta, da, dacă era propus integrarea Uniunii Europeană, atunci eu înțeleg. Dar așa, pur și simplu, să figurez acolo cursul european. Care curs? La noi nu e cursul european aici. La noi nu funcționează valorile. Avem stat de drept și democratic, nu avem. Unde sunt drepturile și libertățile omului? Acelor care au funcții. Mi-ați știți că acum mult lumea nu vrea să vină în politică. La legile care vor avea loc după parlamentare locale, nu o să fie candidați la primar. O să fie de la PD și la socialiști. Dar cum a fost până acum o luptă între dreapta și stânga, nu o să mai fie. Încă lumea se teme. Zice, da, ce să mă duc eu primar dacă mâine pe mâine pune cătușile mie. Deci nu trebuie să ne amăgească. Eu și Partidul Liberal pe care îl conduc am crezut și în 2009 eu știam cine e Filat, Vlad și cine e Vlad Plahotniuc și am mers în 2009 și în 2010, cu toate v-am spus că atunci n-am vrut să semnez, că eu înțelegeam că la dâns și organ de drept și asta nu-i corect. Și în 2014 n-au vrut cu noi, în 2013 ne-au scos la guvernare, au furat miliardul și când trebuie să fie spălată imaginea lor în fața Uniunii Europene, i-au luat pe noi pe liberali. Și ne-am dus și am pus cuvânt acolo, nu mi-a să susțineți cetățenii, nu guvernarea, de ce, oferiți-ne încă o șansă nouă. Pe urmă, în 2015, iar după ce au mai luat în 6,5 miliarde de la Banca Națională, iar ne-am chemat pe noi, fiindcă au înțeles că guvernarea minoritară cu Voronii împreună nu merge și iar e necredibil în fața partenerilor europeni. Dar în același timp, dumneavoastră, prin aceste acțiuni că ați participat, că v-ați coalizat, ați dat o anumită credibilitate acestei coaliții de guvernare și inclusiv partenerilor europeni. Am dat, dar dacă nu dădeam în... Vreau să spun că eu din 2008 cunoșteam susținerea partenerilor europeni. Eu din 2008 știam cine așteaptă pe noi, ce vom primi noi de la Uniunea Europeană, eu știam de ce 260 de milioane care au venit din partea Statelor Unite Americii unde s-a construit drumul spre Soroca și 120 ceva de milioane pentru irigare, eu toate știam din 2008. Dar care era soluția? Care a fost alternativa ca în 2009 PLE-ul să nu meargă în AE1? Spuneți-mi, vă rog. Păi ne sfârșea lumea pe noi atunci. Dacă în 2010 eu n-am vrut să semnez numai pentru că am zis, nu poți fi la voi și procurator și Ministerul Internei și CNA. Noi trei guvernăm. Hai măcar câte unul la fiecare până am adopta, modifica legislația care să nu fie repartizat de partide politice. Și n-am vrut. Și ce bun, l-am tăiat de o presupunit meeting-uri împotriva mea și a PLE-ului. Și atunci am semnat. Nu este atunci când ai alternativă. Și în 2016, dacă exista o altă alternativă, nu mergeam cu ei. Dar n-a fost alternativă. Dar noi trebuia să menținem ceea ce am obținut. Acordul de asociere, libera circulație, direcția care o compromis-o ei. Că eu știu cât am blat pe la Strasburg și Bruxelles și am pus cuvânt și ne-au dat încredere, că l-au uitat atunci la noi sceptic, spune, ei, care voi încredere, ați furat miliardul. Când noi vă dăm un miliard și voi îl furați de la voi cetățenii, apoi care încredere vă? Și pe urmă, peste un an de zile, partenerii europeni au zis, da, într-adevăr, voi ați... Noi am început să deplinim cătul de sarcini, acord de asociere, am deplinit restanțele din 2015, când erau ei la guvernare doar PD și PLD. Și au supărat bine, până nu a ajuns Plahotniuc președintele PD-ului. Și a început să realizeze planul lui de a fi tot puternicul... Nu știu cum gândești, Moldovei, nu știu, Evangel Mare sau Repulsa Vestului Socialist Moldovnești în cadrul URSS, nu știu. Deci să pune toate negazurile. Așa că e greu să cum spui, dacă ai stat deoparte și te gândi numai la tine, puteam și atunci și acum poftim mai buni. Mălești și vreți, luptați cum vreți, dar nu e așa. Mă scuzați, dacă te-ai angajat într-o luptă, păi trebuie să lupți. Domnule Ghimpu, cum vedeți dezvoltarea situației în ajunul alegerilor parlamentare și cum credeți, care va fi votul de încredere acordat de către cetățenii Republicii Moldova? Știți, noi putem câștiga aceste alegeri parlamentare numai în cazul care cetățenii plecați psihotare vor întoarce o bună parte acasă. Fiindcă noi acolo avem doar numai un mandat, da? Inclusiv și România face parte din circunscripția europeană. Și pe urmă acolo 4-5 mandat pe liste de partid. În funcție de voturile care o să fie cât o să iasă cetățenii din diasporă la vot. Altfel o fi foarte greu, fiindcă e doar un singur tur. Și aici a calculat domnul Plahotniuc, Dodon împreună au făcut. Dar
eu am și întrebat. De ce cereți la noi să votăm sistemul uninominal și mixt, dacă voi PD-ul ați hotărât cu PSR meu, cu Dodon te-ai sfătuit, nu cu mine. Guverna cu noi, cu PL-ul, dar s-a sfătuit cu Dodon. O mărs la început cu uninominal și pe urmă chipurile au trecut la mixt. Asta a fost înțelegerea la bun început. Merge pe uninominal și pe urmă chipurile socialiștii ca spate îndreptățând în fața cetățenilor că ei nu sunt cu Placaniuc și nu fac ce spune Placaniuc, au venit cu propunerea mixtă. Dar asta a fost strategia lor care au aplicat-o ei împreună. E foarte greu. Plus că strategia PD-ului este și a PSRM-ului. Vedeți că socialiștii deschis anunță candidații. De ce? Fiindcă și alegerile prezidențiale și alegerile primarul general acum în vară au ratat că primul loc iese socialiștii. Și de ce sondajele care au, clar că le mai truchează, el nu mai sunt ele adevărate, că nu vrea. Am înțeles că toți tem ca să arăți sondajele adevărate. Arată numai ceea ce îi place lui Vlad Placaniuc. Și dacă era turul 2, atunci da. Era turul 2, înseamnă că în turul 1 se bătea dreapta, așa cum se bate la alegerile unui primar, dar în turul 2 se unesc toți și votează împotriva toți pentru dreaptă, candidatul drept și nu pentru socialiști și OPD. Dar iarăși aici a format circumscripțiile așa, a luat un lisate, unde sunt românești voturile de dreapta și le-a dus în raionul unde le-a amestecat cu votul de stânga. Majoritatea a lăsat votul de stânga. Apoi în satele unde sunt bine voturi pentru dreapta, a luat sate din raioanele unde sunt voturi pentru stânga și le-a dus aici și a mărit numărul celor care de stânga. Aceste grupuri sunt formate pentru PD și pentru PSRM. Deci aici trebuie foarte bine de gândit împreună cu acele partide care au cât de cât o acțiune, sunt cunoscute de cetățeni. Dumneavoastră intenționați să vă coalizați cu unul dintre partide? Noi nu trebuie să ne coalizăm cu nimeni. Eu cred că cel mai corect ar fi să coordonăm circumscripțiile. Deci lumea trebuie să știe. Care ar fi acele partide, dacă ați putea să le numiți? Nu, aici vedeți că nu depinde de noi, depinde de PAS și platforma. Da, acolo e instituit un filtru, nu știu ce. Că, adică eu care am luptat pentru limba, alfabet, independență, tricolor, trebuie să trec filtrul la doamna Maia Sandu. Nu, cum să vă zic eu? Poate să-mi spună mulțumesc că tot și-a ajuns și-a învățat și scutar și asta, tot luptii care am avut-o noi în 88-89 ajuns să lucrez la Banca Mondială sau unde a lucrat. Dar mă rog, așa sunt moldovenii la noi. Când se le pare că este o conjunctură, eu îmi vot mai mult împotrivă decât pentru și în mare măsură ei hotăresc. S-a observat că ei nu vor și dacă în cazul în care ei nu vor, noi vom merge de unii singuri. Deci, practic, ați avea o strategie anume a Partidului Liberal doar. Da, dacă nu vor să coordonăm. Pentru problema care este, dacă în circunscripție să fie foarte mulți candidați. Placaniuc are clar acolo omul lui sau lui Dodon sau lui Șorâng. Și asta vine cu crânațul ăsta lui. Și atunci numai noi, coordonând între noi, care spunem, ia că ăsta e candidatul acestor trei partide care sunt influențe pe piață, da? Politică. Ăsta votați. Restul nu votați că e al Placăniuc, fie că e prin lista lui Șor, fie că e la lista PSRM, nu-l votați. Atunci noi putem să câștigăm. Dar dacă noi o să ieșim și o să ne batem, înseamnă că o să câștigi, chiar nu e exclus să câștigi pe Deu, să iasă 100 de voturi mai mult, îmblând cu... Am auzit acum unul că se lauda, că o zis că ne-o dat și rachiu cu cran. Știți ce e cranul? Rubinet. Adică sunt sticle de rachiu, mă, care au și un fel de rubinet, cum ar fi un butoiaș sau nu știu ce. La noi doar știți cum se face campanie și în ziua alegerilor și până la alegeri. Dumneavoastră ați încercat deja să discutați acest subiect cu Maia Sandu și cu Andrei Năstase? Eu am încercat Dorin Chirtoacă, eu am încercat acum cu votul în Parlament. Ce facem? Votăm sau nu votăm această integrare europeană rușinoasă, care de fapt ați auzit că Piotr Mihalcu a spus că important pentru Republica Moldova este acordul de asociere, nu ceea ce scrieți voi în Constituție, că acolo integrarea europeană nu înseamnă nimic, asta e zero. Acord de asociere, asta dă angajament și noi trebuie să îndeplinim. Asta înseamnă direcția europeană, acord de asociere. Am încercat, doamna Maia Sandu a zis că e ocupat, eu am vrut chiar să ne întâlnim, a zis pe urmă că e ocupat și poate vine un vice, zic nicio problemă, eu nu sunt
orgolios și pot să mă întâlnesc și cu un vice. Mai în final nu s-a reușit. Am vorbit doar cu unul de la, nu vreau să-i dau numele, de la PPDA, care a fost de acord cu mine, că să nu votăm, dar pe urmă altul a făcut o declarație pe Sucean că lăsați voi într-o parte cu mine, noi și om. Învinirea asta, care la unii cred că a câștigat puterea asta, înseamnă a te urca într-un copac și acela încă pitică, o să convingă după alegeri, că nu e așa ușor să noi luptăm pentru că să luăm puterea în Republica Moldova de 30 de ani. 30 de ani de zile n-a fost la guvernare un partid sau două de dreapta, curat. Tot timpul a fost. Cu centru stânga, dar de dreapta încă noi n-am. 30 de ani. Și cineva credeam o copie, eu să fim și să ai majoritate. Și aici să fie cetățenii noștri o să dezamăgească total când o să vadă că speranța care eu a avut-o i-a amăgit și i-a îngropat și mai adânc în mizerie și sărăcie. Domnule Ghimpă, dumneavoastră ați vorbit despre această coaliție din umbră, dacă putem să-i spunem așa, între domnul Plahotniuc și domnul Dodon. În același timp observăm că domnul Dodon a fost suspendat deja de 5 ori, ceea ce a afectat negativ imaginea sa. Credeți că acest lucru ar putea să afecteze inclusiv și imaginea Partidului Socialist, pentru că totuși domnul Dodon în continuare este asociat cu Partidul Socialist? Asta ar fi prima întrebare și a doua întrebare, care este la fel legată de aceasta. Ați vorbit dumneavoastră despre mai multe vulnerabilități ale unei posibile coaliții a democraților cu socialiștilor și anume despre acea federalizare care ar putea să se întâmple. Crezi că federalizarea este una dintre problemele cele mai mari cu care se va confrunta Republica Moldova după alegerile din Parlament și că ar putea suferi din acest motiv? În primul rând să începem cu faptul că cu PD-ul, cu Plahotniuc nu mai vrea nimeni. Arătați-mi un partid care vrea să facă coaliție. Care? Partidul nostru, PAS-ul, Platforma DA, PL-ul, care partid ar vrea să facă coaliție cu? Deci nu are. Plahotniuc, anume aceste partide pro-europene care spun ei tot timpul, și acum au spus domnul Candu, vom face alianță cu PAS-ul, cu Platforma DA. Anume, aceste partide pro-europene le-au distrus și le-au compromis. Dar ei și-au declarat că nu vor face niciodată o alianță cu Partidul Democrat. Asta și e problema. De ce ei n-au alt soluție decât cu socialiștii? Aici e toată problema. Și asta e toată mișcarea jocului Plahotniuc de-a politica. Să alegem judecători, știind că lumea e usparat pe judecători când avem justiție, să joacă cu cetățenii. O avut pe Crește Moldova, e pentru Moldova, parcă noi suntem împotriva Moldovei. Eu am votat independența acestui stat. Eu am fost bătut pentru această independență, ștărâit prin judecăți, prin chestii. Și ei slaudă că e mai pro-Moldova decât mine și alții. Nu, ei fac acest lucru pentru că știu că pot amăgi săraca asta lume. Omul când e sărac, vorba ce nici boi nu trag. De ce își aduc și în piață și pe loc și-i amăgesc. Această federalizare... Ea, dacă observați, o strecoară foarte des și foarte atent, nu foarte atent, foarte deschis, Dodon. Dar și numirea domnului Cozac în momentul de față. Asta și-am vă spun, și numirea lui Cozac. Din motive. Care relații economici cu Republica Moldova? Că noi, cum nu mai vindem, noi vindem pe piața Rusiei mai puțin decât și în România, da? Piața europeană a depășit piața Rusiei, acolo îmi pare 5% de rămas. Care economia Republicii Moldova să aibă președintele Rusiei, un vice-președinte pe probleme economice? Deci el a pus anume problema aceea vechi care a refuzat Voronin să semneze memorandumul Cozac. Deci, pentru practic, asta este un pericol iminent. Și cum a fost el numit, totuși aș merge la Moscova și a primit comandă de acolo ce să facă. Dar eu cred că nu o să le meargă. Nu o să meargă, fiindcă aceasta înseamnă trădare totală. Dacă mai spui pro-Moldova, taci de un european, deci promovezi joi în Parlament integrare europeană, dar duminică nici nu pomenești de integrare europeană în piață. Le spui la oameni că pro-Moldova, pentru Moldova. Păi, Federalizarea Republicii Moldova nu o să-i permite nimănui. Aici o să ne ridicăm cu toții, fiind Federalizarea Republicii Moldova, asta înseamnă un talaghir pus nou celor, acestor din partea aceasta a Nistrului, numită Basarabia, tot de rușii numită zona asta Basarabia, pentru foarte mulți ani înainte. Dacă este să ne aducem aminte... Plus că în 2005, inclusiv Partidul Comunist a votat cu partidele de atunci, cu PPCD, cu PD-ul de atunci era domn Deacu președinte și Partidul Forțelor Democratice, Valeriu Matei. Au votat o lege.
acea lege trebuie respectată. Nu merge așa, așa că... Da, doamne, să fie un joc, dar interesul, pe cât îi văd eu, Plăcăniu, pentru a se menține la putere, asta îi trebuie federalizarea. Plăcăniu, ca să menține la putere, știi ce înseamnă federalizarea? Asta înseamnă că un număr mare de deputați dincolo. Atunci, eu să vin la guvernare, orice guvernare se compromite. Fiindcă nu avem economii. Vin ei cu socialiștii, o să duc în jos. Că nu avem economii. Și de ce ei vor să ducă voturi de dincolo? Să acopere voturi pe care le-au pierdut dincoace în partea dar asta. Dar nu sunt atât de multe voturi, totuși. Și dacă este să ne aducem aminte de decizia pe care a făcut-o domnul Vladimir Voronin în anul 2003, atunci când a refuzat acel plan COSAC, pentru că el și-a dat seama de acel pericol pe care îl reprezintă și ulterior s-a îndreptat spre Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați menționat și despre acea lege care a fost, care a urmat planul Iușcenco în ceea ce privește reglementarea transnistreană. Este conștient domnul Plahotniuc despre pericolul unui act de federalizare? Ar putea să-și asume el această decizie politică? Nu cred că domnul Plahotniuc se pricepe în toată în politică. Aici nu-i business, te duci și-ai frânt gâtul la altul, i-a luat business-ul, l-ai amăgit, n-ai plătit sau nu știu cum, ai cumpărat un obiect și pe urmă l-ai trecut pe alt cetățean și îți consideră cumpărător de bună credință. Problema este că noi avem de-a face cu Rusia aici. Cu Rusia, nu cu cei de din stânga, nici Kravchuk sau Smirnov, care a fost înainte, sau Gușana asta. Cu Rusia. Rusia va accepta întotdeauna un statut, indiferent cum se numește, dar conținutul care să fie pe placul lor. Fiindcă să nu ne permite. Rusia nu vrea să împace cu faptul că a pierdut interesul său politic-strategic în zona fostei Uniunii Sovietice. Și a Rusiei țariste. Amintiți că ei au luat și Caucazul, și Balcanii, și Asia, și tot au luat. Și acum când acolo, într-o perioadă foarte scurt, s-a dus și Caucazul, s-a dus și Ucraina, fraților de sânge, nu mai sunt cu dânși. Aici e tot problema. Așa că astea sunt niște naivități care cineva crede că o să măgească cineva. Nu o să fie așa ceva și asta o să convingă. Dar dacă pentru a se menține la putere, poate să meargă și la aceasta. Zic că da, păi dacă eu nu rămân la putere, o să fie slut. Și atunci poate să accepte orice. Asta depinde de acum ce vor face cei deputați care au venit pe circumscripții, pe lista PD-ului, vor accepta ei o astfel de federalizare unde, să știi, cu noi conduce de-amu Bușan, Krasnoselski sau un cunu venit din Tambov sau din Vladivostok. Asta e o problemă foarte delicată și nu cred că vor găsi voturi. Dacă așa să mai închidă pe cineva, să mai voteze niște plăcuți, nu știu, da, aici eu nu cred. Domnule Ghimpu, într-adevăr este o problemă foarte delicată și de asemenea vorbim și despre anumite interese naționale pe care ar trebui să le aibă Republica Moldova atunci când vorbim despre reglementarea transnistreană. Unul dintre opiniile care au fost exprimate de către experți a fost că factorii politici nu se asumă responsabilitatea pentru reglementarea transnistreană. Până în prezent nu avem o viziune de reglementare. Are Partidul Liberal o viziune în ceea ce privește reglementarea transnistreană? Avem. Iată cum am avut și cu Constituția. Vedeți, aici e proiectul noi Constituție, care în 2010, urma decretul semnat de mine ca președinte mare, am avut o Constituție cu limba română și cu integrarea Uniunii Europeană, tot absolut. Dar nu au acceptat-o nici piletemia atunci, nici pe deși. Și tot stă moarte. Și alte legi. Deci noi, ca stat, care considerăm că această problemă internă, că așa rușii spun, asta e problema voastră internă, da? Așa rușii spun. De o parte, îi susțin, au creat această republică, așa zisă republică. Noi trebuie de mult să avem o lege. Să adoptăm o lege. Să le oferim, cum scrie Constituția, articolul 11, un statut. Și spunem, stimați cetățeni, stimați partenerii europeni, internaționali. Iată, asta este legea care o putem noi oferi celor din stânga Nistru. Mai departe noi nu putem face, fiindcă ei nu, la noi nu-i conflict nici religios, nici etnic. Noi, eu, acolo sunt 40% de români moldoveni, care, apropo, majoritatea sunt veniți din Ardeal. Noi suntem nici din Moldova, lui Ștefan, dacă pot să mă exprim așa, dar ei sunt mulți veniți din Ardeal, că sunt acolo și cu nume Ardeleanu. Am întâlnit eu copii prin zona aceea. Asta e problema. Dar, dacă să fim sinceri, la etapa actuală, când Uniunea Europeană nu mai are probleme acum. Nu există o politică a Uniunii Europene de extindere. Nu este pachetul balcanic. Noi suntem incluși acolo. Nu știu ce să fie cu acest pachet balcanic.
Transnistria ne ține pe noi toți din cauza aceasta și nu controlăm și hotarul și economii, nu avem investiții, că e conflict înghețat. Nu vin oamenii. Care om îți duc că știi că acolo se împușcă? Nimeni nu vine. Cred că cel mai corect, am spus-o, dar și repet și acum, ar fi noi să adoptăm declarații de unire cu țara mamă România și o hotărâre prin care să declarăm teritoriul din stânga Nistrului ocupat Federația Rusă. Și să muncim, să lucrăm mai departe. Fiindcă acești 20 ceva de ani pe care avem noi, cu format 5+2, format mort. Cum adică? Noi stăm la masă cu și discutăm cu Transnistria, dar Rusia e mediator, când ea decide. Doar vă amintiți că la început a fost România, fost format 3+1. Și atunci, a noștri deștepți de atunci, au făcut tot posibil ca să excludă România. Chipurile Uniunii Europeană și face parte. Asta e soluția. Alte soluții noi nu avem. Noi cred că ca să nu chinuim cetățenii din partea aceasta a Nistrului, acei care au trecut prin război, prin naționalizare, colectivizare, foamete, deportări în Siberia, trebuie să ne unim cu țara mamă România și declarăm acel teritoriu ocupat. Și noi avem exemple în istorie, unde au fost teritorii declarate și au revenit la țara mamă. Avem. Domnule Ghimpu, dar a existat o discuție sinceră între forțele politice despre o viziune în ceea ce privește reglementarea transnistreană? Nu. Pentru că nu există nici măcar o viziune de țară în ceea ce privește reglementarea. Nu, a fost așa. Eu îmi amintesc când eram noi aia 1, aia 2 și am hotărât. Pe timpul Voronin a fost ministru responsabil de problema integrării. Pe timpul nostru ne-am hotărât să fii vice-prim-ministru, adică să ai mai mari și să vorbească în numele prim-ministrului. Dar vă spun, formatul e mort. Nu dă nimic formatul ăsta 5+2. Formatul este mort, într-adevăr, dar din cauza faptului că nu există aceste discuții, astăzi ne confruntăm cu situația în care putem fi victime ale unei federalizări. Pentru că nu a existat acest subiect, nu a fost pus acest subiect pe masă deja de o perioadă foarte lungă de timp. Deci federalizarea Republicii Moldova nu poate să producă fără putere de la Chișinău. Aici cetățeni trebuie să înțeleagă. Atunci când vor încerca să ne împingă o federație, trebuie să ieșim cum a ieșit atunci. Când Voronin era gata să semneze, noi am format Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției. Țin minte că au venit cu propunerea pentru apărarea Constituției. Deci, că Constituția asta nu-i de ajuns. Și am completat independența. Și ne-am adunat în piață, țin minte că era și PPCD-ul, Iurie Roșca, era și Braghi, și un partid avea atunci fost secretar al Consomolului. Adică, așa numai noi putem să oprim. Noi, dacă o să lăsăm să meargă cum s-a supervizat aer în Moldova, cum să ridic clădirile astea cu gust celelalte, atunci, într-adevăr, nu trebuie să ne interesăm că o să vină și o să trebuie, dar tu cine ești mai aici? Și cauți aici? I-am dat pe sprut, cum ne zic ei nou. Nu. Noi suntem băștinași. Noi suntem țărâna acestui teritoriu și acestui popor. Și asta ne-a lăsat prin moștenire. Că, fără supărare, dar am înțeles că privești și dincolo emisiunea, da? Cu siguranță o privesc, domnule Ghimpu. Noi în anul centenarul ne-am făcut de rușine. Noi în anul centenarului nu ne-am ridicat măcar puțin la nivelul înaintașilor care au făcut unirea în 1918. Nici a Basarabiei, nici a Bucovinii și nici a Transilvaniei. Au trecut așa, numai cu aniversare la București și bună ziua. Și clar că o să mai fie una la Alba Iulia la 1 decembrie. Pe când trebuia să pregătim un proiect și să vedem cum vedem soluționarea și cum Transnistrii și cum cu găgăuți trebuie să vorbim cu dânși. Când în Ucraina sunt mai mulți găgăuți, știți de asta? Dar ei n-au autonomie. Deci nu a fost un proiect și un plan. De ce? Este foarte greu. Domnule Ghimpu, dacă deja suntem la finele emisiunii și aș vrea să vă referiți foarte pe scurt la care sunt principalele acțiuni pe care trebuie să le întreprindem astfel încât să recâștigăm încrederea cetățenilor și în parcursul european al Republicii Moldova, dar și încrederea partenerilor euroatlantici. În primul rând, trebuie să scăpăm de guvernarea PD. Cât e PD la guvernare, noi nu o să avem relații bune cu partenerii europeni. Și e cunoscut faptul că au zis că eu să revin la dialog, noi numai după alegeri. Doi, ca să scăpăm de guvernarea PD, care de fapt toți sunt PD, inclusiv și socialiștii fac ce spune domnul Plahotniuc, înseamnă că trebuie să participăm la alegeri. De ce și-am spus? Trebuie să vin foarte mulți acasă, fiindcă acolo nu o să reușească să participe, că acolo doar o secție de votare 3500. Trebuie toți cei care sunt în România, stimați cetățeni români care vă aflați în România, sunteți undeva peste 200.000. Toți trebuie să ne includem în această luptă dacă vrem
să avem casa noastră, să revenim la casa noastră, să nu admitem ca după aia să ne întrebe cine sunteți voi și ce cătați aici. Noi trebuie acum să apărăm această palmă de pământ, așa cum ne-a ridicat noi în 88-89, de la câțiva oameni și am ajuns și am adus și limbă și alfabet, și tricolor, și independență, și suveranitate. Tot absolut. Iată, e o perioadă foarte grea pentru noi, care fiecare. Dar cel mai important, oamenii să nu ia decizii și să străiască după zvonuri și bârfe, vorbe. Să documenteze, să vadă, fiindcă avem, noi nu avem televiziune, nu avem presă liberă. Majoritatea televiziunilor sunt manipulatoare. APD-ului, al lui Dodon, și au blogger, au diferite. Lumea să nu se bucure de 100 de lei. Sau de faptul că i-a dat o bere sau ceva. Lumea nu trebuie să trăiască doar cu o zi. Lumea trebuie să lupte și să facă așa posibil ca în ziua în care depinde dânsul, că viitorul lui depinde de dânsul, de fiecare vot care îl avem noi. Așa cum am luptat chiar și în 2009. Amintiți, noi am venit prima dată la început în Parlament, am avut mai puțin de 50. Voronin a avut 60. Și dacă am luptat cu toții, am revenit pe urmă și am avut 50%. Și încet, încet am ajuns că avem acord de asociere, liberă circulație, dar între timp a mai apărut oligarhii. Trebuie să dăm jos și oligarhii și o să fie tot normal. Domnule Ghimpu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul TVR Moldova. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Punctul pe Azi a luat sfârșit. Eu sunt Victoria Bucătaru și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!